Societatea Raja a anunță că dispeceratul, echipele de intervenție, dar și reprezentanții societății care asigură buna desfășurare a proceselor de alimentare cu apă și preluare a apelor uzate, vor lucra în program normal. Apelurile către telefoanele dispeceratului 0241924 vor fi preluate non-stop. Echipele de intervenție vor acționa cu promptitudine pentru ca toate avariile sau disfuncționalitățile apărute în sistemul de alimentare cu apă să fie remediate în timp util, iar abonații societății să poată beneficia de servicii la parametri optimi. Singurul serviciu care își va modifica programul de lucru pentru perioada următoare este cel al casierilor Raja, astfel abonaților interesați să-și achite facturile la apă potabilă și canalizare. Le facem cunoscut faptul că în zilele de 23 și 24 ianuarie toate casieriile Raja vor fi închise. Începând de miercuri 25 ianuarie, ghișeele își vor relua programul normal de lucru.